Muzaffero salvează penefise din camera frigorifică. Ahmed îi urmărește pe Onur și Zeynep și îi ajută să oprească mașina și să evite un accident. Onur îi dă seama că Ahmed a stricat frâna, dar Zeynep nu crede. Aileen se trezește iar Emre vrea să o ducă la spital, însă ea zice că este bine și nu vrea să meargă. Rămân amândoi în atelier peste noapte și se împrietenesc. Nefise visează că îi spune lui Muzaffer că Sia are sentimente pentru el. În ziua următoare vrea să meargă la restaurant, dar Muzaffer insistă să demisioneze și să lucreze pentru el, ca bonă pentru fiul lui pe care vrea să îl aducă în țară. Mai târziu merg împreună la cumpărături pentru fiul lui. Zeynep merge la compania lui Onur pentru un interviu. Muzaffer a aflat că prietenul ei a încercat să le ilucidă pe Onur în accident și vrea să o îndepărteze de el. De aceea aranjează să nu primească postul. Zeynep pleacă plângând după ce este insultată pentru că nu are studii și experiență. Ceilani îi spune lui Ahmed că tatălui este motivul pentru care Zeynep s-a distanțat de el. Ahmed se ceartă cu tatălui, dar până la urmă el cedează și îi spune că nu va mai interveni și că ea poate să lucreze în continuare la magazinul lor. Ahmed îi da vestea lui Zeynep și ea accepta să lucreze cu el. Atunci când Onur afla ce s-a întâmplat, se ceartă cu Muzaffer, apoi zice lui Zeynep să meargă din nou la interviu, dar ea nu acceptă. Cu toate acestea, într-o escapada pregătită de Onur, Zeynep îi spune că Sia are sentimente pentru el și devin iubiți. Onur îi se duce mașina la atelier și afla că într-adevăr cineva i-a stricat frânele, dar nu poate dovedi că a fost Ahmed pentru că el a șters înregistrarea camerei de luat vederi din curte. Cemre merge la o petrecere cu colega ei Filiz. Acolo sunt doar tineri bogați și ea își ascunde adevărata identitate. Ca an este Siel la petrecere și când fetele îl întreabă de unde se cunosc, el le spune că sunt iubiți. Nefise se duce după Emre la atelier, dar el îi zice că se întoarce doar când îi va zice lui Muzaffer care copii. Acum Sengul vrea să-i zică lui Fazil adevărul, sperând că va obține bani de la el în schimbul informației. Într-o decizie de moment, Azime o lovește cu o vază în cap ca să o oprească. Sengul intra în coma, dar în următoarea zi si revine si le amenință pe Azime si pe Nefise că le denunță. Cele două trebuie să strângă o sumă mare de bani. Azime insistă ca Nefise să se căsătorească cu Muzaffer, întrucât este singura soluție prin care vor putea obține o sumă mare de bani atât de mare. Le spune și copiilor ei situația, iar fetele o încurajează să se căsătorească dacă are sentimente pentru Muzaffer. Emre este singurul care se opune și le spune că face el rost de bani. Emre vrea să ia banii din seiful șefului său, dar Suat insistă să nu facă asta ceva, întrucât tipul este periculos și nu îi va lăsa cu viață. Aileen intra în momentul acela CIA unde vorbind. Ea știe unde este cheia seifului și îl ajută pe Emre să ia bani, dar bineînțeles că Nefise își dă seama că i-a furat și îi spune să îi ducă înapoi. Evenimentul acesta o convinge pe Nefise să se căsătorească cu Muzaffer pentru viitorul copiilor ei, fiindcă se teme că vor intra în necazuri dacă nu rezolva problema cât mai curând. Imediat se duce să vorbească cu Muzaffer și îi spune că dacă propunerea lui mai este valabilă, atunci răspunsul ei este da. Fericirea lui Muzaffer este de scurtă durată, fiindcă tot atunci ajung la vilă și Tuba, care a aflat că este însărcinată. Aripi frânte, rezumat. Luni, marți și miercuri de la ora 16 fix. Numai pe Insta Media.